O problemă extrem de serioasă, și anume că România nu e în spațiul Schengen. Și nefiind în spațiul Schengen, Dunărea e o graniță în continuare între România și Bulgaria. Oricât timp Dunărea va fi o graniță, e greu să vorbești despre dezvoltare, despre Dunăre ca un magnet de investiții și așa mai departe. România ar avea doar de câștigat dacă ar adera la spațiul Schengen, iar Galațiul, ca oraș de graniță, ar avea multe avantaje. De exemplu, se pune problema construirii unui terminal pentru pasageri pe Dunăre ca o condiție de aderare a statului român la spațiul Schengen. Economia Galațiului ar crește simțitor în urma acestei investiții. Eurodeputatul Teodor Stolojan spune că și combinatul ar aduce bani frumoși dacă ar funcționa la capacitate maximă. Galați, știți foarte bine, există cel mai puternic combinat de oțeluri, de oțel din România și nu numai. Ori acest combinat este în pericol din cauza atât a politicii României cu privire la aceste certificate verzi care au crescut costul energiei, dar și din cauza unei politici europene care a plusat prea mult exact pe energia regenerabilă. Stolojan spune că trebuie menținut un echilibru între costurile pe care le presupune folosirea energiei regenerabile și producția combinatului de la Galați, astfel încât profitul să fie mulțumitor. O serie întreagă de probleme care au rezolvare atât la nivel european cât și la nivel național și pe care cei care sunt în Parlamentul European trebuie să le promoveze, să le susțină. Discutăm, de fapt, de interesele României, de interesele cetățenilor. Teodor Stolojan atrage atenția că pentru a intra în spațiul Schengen ar trebui ca România să scape de corupție, întrucât Uniunea Europeană a dat de înțeles că degeaba se investește în aparate care survolează granițele când în spatele computerului stă un om care este corupt.